Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan. Ne revedem la emisiunea Realitatea în Politică. Începem, de fapt am început de ieri o săptămână deosebit de agitată din punct de vedere și politic și geomilitar, geostrategic, dacă vreți, pentru că guvernul a pregătit un proiect de lege privind starea de criză. De fapt, este o introducere a stării de criză într-un act normativ care se referă la structura Sistemului Național de Apărare în România. De asemenea, s-a discutat foarte mult pe aspectul legii numărul 291 din 2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de acțiuni militare sau trecerea pe teritoriul României unor trupe străine, și s-ar fi vehiculat ideea că în momentul de față, în condițiile în care în România există trupe străine, de fapt trupe aparținând alianței nord-atlantice, și aici mă refer la militari americani, militari francezi, italieni, însă ei sunt aici pentru a întări structura acestui sistem estic, dacă pot să spun așa, de apărare colectivă, în condițiile în care a fost pentru prima dată în cei 32 de ani post-decembriști a fost inițiată forța de acțiune colectivă a NATO, și aici mă refer la măsuri care au în vedere o aplicație defensivă în condițiile în care s-ar putea întâmpla, noi sperăm că nu, ca un stat NATO să fie atacat. Însă revin la această lege 291 din 2007, modificată ultima dată în 2015, unde se discuta, invocându-se această lege, că această intrare, staționare, desfășurare de operațiuni sau chiar trecere pe teritoriul României la unor trupe străine ar trebui să fie aprobată de Parlamentul României. Însă făcând trimitere atât la dispozițiile acestei legi, și mă refer în special la articolul 5, dar în mod concret la Constituția României, articolul 118, eu am mai spus-o și înainte, să o repet, pentru cei care probabil nu au fost atenți sau nu au interpretat în mod corect legea fundamentală, articolul 118 se referă la forțele armate. E clar că armata este subordonată exclusiv voinței poporului pentru garantarea suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale a României și a democrației constituționale. În condițiile legii și ale tratatelor internaționale la care România este parte, armata contribuie la sistemele de alianță colectivă și participă la acțiuni de menținere sau restabilire a păcii. Structura Sistemului Național pentru Apărare, pregătirea populației, a teritoriului și statutul cadrelor militare se stabilesc prin lege organică pe teritoriul unui, pe o unitate administrativă nu pot exista unități în afara autorității statale, mă refer la unități de armată paramilitare. În fine, ceea ce ne interesează pe noi este aliniatul 5, și anume faptul că pe teritoriul României pot intra, pot staționa, pot desfășura operațiuni sau trece forțe militare străine în condițiile legii sau ale tratatelor internaționale la care România este parte. Ori România, fiind parte la Tratatul Atlanticului de Nord, Alianța Nord-Atlantică, tratat încheiat în anul 2004 și aprobat de Parlamentul României cu votul a 2/3 din numărul membrilor fiecărei camere, o spune articolul 149 din Constituție, așa cum a fost ea modificată în 2003, unde spune aderarea la Alianța Nord-Atlantică, se adoptă cu votul a 2/3 din numărul deputaților și senatorilor, ceea ce s-a și întâmplat. Prin urmare, în asemenea cazuri,
nu mai este necesară aprobarea de către Parlament a ceea ce se întâmplă acum, respectiv intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau trecerea de trupe ale Alianței Nord-Atlantice. O spune și articolul 5, repet, din legea 291/2007. Dacă ar fi vorba despre alte situații, și aici mă refer la declararea mobilizării parțiale sau totale a forțelor armate, atunci evident că ne raportăm la ce spune Constituția la articolul 92, la atribuțiile președintelui în domeniul apărării, și anume că președintele României este comandantul forțelor armate și îndeplinește funcția de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Totodată, președintele României poate declara mobilizarea parțială sau totală a forțelor armate cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, numai în cazuri excepționale, adică dacă Parlamentul nu se află în sesiune, evident, hotărârea președintelui se supune ulterior aprobării Parlamentului în termen de 5 zile de la adoptarea acesteia. În caz de agresiune armată îndreptată împotriva țării, președintele ia măsuri pentru respingerea acesteia și le aduce neîntârziat la cunoștință Parlamentului printr-un mesaj. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, se convoacă de drept în termen de 24 de ore de la declanșarea agresiunii și funcționează pe toată durata acesteia. Atât în caz de mobilizare, cât și în caz de război, de agresiune armată, Parlamentul își desfășoară activitatea pe toată durata acestor stări. Dacă nu se află în sesiune, evident, se convoacă, am spus, în termen de 24 de ore. Însă, toată lumea este puțin contrariată de acest proiect de lege adoptat de guvern privind starea de criză. Starea de criză cuprinde multe dispoziții care, evident, în cadrul lucrărilor parlamentare pot fi modificate prin amendamente și nu numai, însă, din punctul meu de vedere, este o modalitate în care să nu fim prinși nepregătiți în cazul în care, Doamne ferește, s-ar declanșa un conflict armat în care România ar trebui să participe. Referitor la prezența unor nave, aeronave ale altor state care nu aparțin NATO în spațiul aerian al României, atunci este obligatoriu, necesară, aprobarea de către Parlament a acestui drept de survol. Însă, pentru a discuta despre aceste subiecte, despre ceea ce se întâmplă în România în acest moment, despre starea de temere pe care o trăiesc românii în condițiile în care am văzut temere de un eventual conflict armat în care să fie implicată și armata română, foarte mulți români își fac pașapoarte noi de această teamă, este o coadă imensă la pașapoarte, la serviciu pașapoarte în toate localitățile, crezând că poate, dacă ar izbuni un conflict și mai ales dacă s-ar adopta această lege privind starea de criză, se spune foarte clar că pentru încorporare vârsta este 18 până la 63 de ani. Dar pentru a discuta despre aceste subiecte, invitații mei din această seară sunt următorii și evident, dacă dumneavoastră vreți să intrați în direct cu noi prin telefon, o puteți face apelând numărul de telefon afișat pe ecranul televizorului. Însă, invitații mei, domnul Aurelia Mihai, fost deputat în Parlamentul României. Bună seara, domnule Aurelia Mihai. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bine l-am găsit. Domnul Constantin Crețu, președintele Partidului Comunist Român, secolul 21. Bună seara, domnule președinte. Bună seara, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și l-așteptăm pe domnul senator Mircea Dăneasă, senator din partea OR în Parlamentul României, probabil în 2-3 minute ajunge fiind în trafic. Însă încep cu domnul Aurelia Mihai. O situație la care nu ne-am fi așteptat, în primul rând, să izbucnească conflictul militar, da, și România să fie în acest moment pe o poziție extrem de interesantă, având în vedere revizionismul, dar o să ajungem și acolo. Care e opinia dumneavoastră? Sigur că este o situație, în primul rând, disperată pentru cei care au rude în Ucraina. Vorbim de românii care au fost nevoiți în perioada celui de-al război mondial să privească cum familiile sunt separate în urma conflictului armat, evident, și cum o parte dintre români
au venit în România sau au rămas aici, cei care au reușit să vină, au rămas întotdeauna, presupun, aici, și o parte a familiilor să rămână în spațiul Uniunii Sovietice. Suntem contrariați pentru că de această dată, în secolul 21, cum noi credeam că este stins orice fel de conflict, orice formă de conflict existentă, chiar și recent în Europa, recent pot să spun cazul fostei Iugoslavii, iată că de această dată domnul Putin nu reușește altceva decât să provoace teamă, să provoace neliniște, nesiguranță, iar în această situație, ca rezultat al conflictului la nord de România, nord-est, se află milioane de cetățeni ai Ucrainei, între care și etnici români, care sunt nevoiți să părăsească spațiul ucrainian din aceste considerente, pentru că atunci când are loc o invazie, primii care plătesc și cei care plătesc cel mai scump preț sunt cetățenii de rând, și cel mai scump preț, evident, îl plătesc săracii, pentru că și în Ucraina vedem în această situație categorii de cetățeni ucrainești, nu mă feresc să o declar public, cum nici alți colegi de-ai mei cunoscuți sau pur și simplu alți participanți în emisiunile TV din această perioadă de când a izbucnit acest conflict, o reclamă situații ingrate în care cetățenii ucrainieni cu bani se pare că au parte de favoritisme. Da, sunt privilegiați. Și cetățenii săraci ai Ucrainei care îngroașă rândurile celor care pleacă către vest, care vin în România. Oameni care sunt compătimiți. Evident că noi compătimim pe toți acești oameni care traversează criza conflictului și toți oamenii care vin în România, noi ar trebui să-i considerăm egal și să le putem oferi din puținul nostru, din multul nostru, cum spunea cineva de une zi, să le oferim tot ce putem pentru a-i ajuta, pentru a le fi cât mai aproape în această privință, pentru că de la asigurarea unei mese sau a unei locuințe, a unui spațiu de locuit temporar, fie și temporar în cazul autorităților noastre care țin cu acest motiv, pentru că este prima oară de când apare într-o emisiune TV de la izmirea conflictului, țin să mulțumesc statul român pentru și autorităților, pentru că ne comportăm ca un stat civilizat, demn, democratic, etc., european în primul rând, țin să le mulțumesc pentru că iată se află la înălțime și bineînțeles țin să le mulțumesc și celor care conduc România că până acum totuși n-au făcut greșeli majore în a atrage acest conflict în interiorul teritoriului nostru, dar în teritoriul nostru, în interiorul granițelor noastre. Dar totodată trebuie să fim foarte atenți pentru că politica acestui om politic, acestui lider periculos de la Kremlin, acestui lider efemer, temporar, pentru că toți suntem efemeri pe acest pământ, este una care vizează și statele care au aparținut cortinei de fier, nu Europei de Est și centrale, de ce nu o parte din Europa Centrală, state care au fost vizate de fie de tendințele revizioniste ale liderului Putin, cât și de amenințările acestea cu privire la acel mesaj de nu vă băgați, nu vă amestecați acolo unde este treaba mea. De parcă aici ne aflăm în ringul de box, unii sunt arbitri, alții spectatori și așa mai departe. În primul rând este datoria statului român și datoria noastră a românilor să fim aproape de vecinii noștri, să fim aproape de orice om aflat în suferință și, bineînțeles, este datoria și a noastră cetățenilor, dar și a statului să vegheze la respectarea condițiilor de viață a celor care se refugiază, la a le acorda un ajutor întemeiat, pentru că e vorba de un ajutor pe care trebuie să-l acordăm, nu doar moral, ci și public, evident, pentru acești oameni, dar să fim atenți și la românii pe care îi avem dincolo de aceste granițe, pentru că sunt o mulțime de români care se află angajați în conflict. Și care sunt foarte, foarte, cum să spun, îngrijorați, mai ales în condițiile în care se așteaptă adoptarea acestui act normativ. El ar trebui foarte bine explicat. Aici e important rolul guvernului, rolul ministrului, de fapt a primului ministru și a ministrului apărării naționale, și trebuie explicat foarte clar care este situația în legătură cu acest act normativ. Însă merg către domnul Constantin Crețu. Dacă facem o paralelă între situația noastră, ați prins foarte bine situația anterioară. Evident, sunteți președintele Partidului Comunist Român în secolul 21. De aceea vă întreb, cum comentăm această situație în condițiile în care, iată, România nu știu în ce
poziție să se așeze, nu numai la masa tratativelor, că aici noi nu avem niciun fel de amestec, însă în relația NATO și Ucraina. Știți foarte bine că președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a spus că și-a dat seama că în acest moment NATO se află în imposibilitate de, nu numai de a interveni, dar și în imposibilitatea de a putea să se gândească la o acceptare a Ucrainei în Alianța Nord-Atlantică, în condițiile în care neutralitatea Ucrainei ar fi poate singura soluție pe care Federația Rusă ar aștepta-o, dar probabil că mai sunt și alte aspecte. Vă rog. Deci, în privința poziției, desigur, noi nu ne aflăm la masă, suntem în meniu. Este o treabă care este consacrată în acest timp de către cei care urmăresc evenimentele. Desigur, este o situație de criză, este foarte clar, și în situații de criză întotdeauna te întrebi cât de pregătit ești pentru a face față acestei crize. Normal, într-un război apar și oameni care părăsesc locuințele, părăsesc țara, ajung în alte țări. E de apreciat modul în care sunt primiți ucrainienii și toți cei care pleacă din această țară în România, de preocuparea pe care o avem ca să aibă niște condiții umane și să primească un ajutor substanțial. Adică e un război nedrept declanșat de Federația Rusă? Totuși? Problema cu drept sau nedrept, că normal, noi trebuie să spunem că este un război nedrept. Rușii, din punctul lor de vedere, și-l consideră altfel. Nu știu dacă toți rușii. Că dacă privim lucrurile... Dar uite, aici merg și către domnul senator Mircea Dăneasă, pe care îl salut. Îi mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună Cum seara! Bună seara! Vedeți că s-a accelerat mult prea mult pe factorul emoțional în toate dezbaterile acestea, care la ora actuală tind să pară mai mult o manipulare, un război informațional, decât o informare corectă. Statul român la ora actuală nu mai are capacitatea gestionării informației, astfel încât să comunice într-un mod real situația din teren și oamenii să aibă încredere în informație. În momentul actual, oamenii nu mai au încredere în informația care le vine pe canalele media. Asta generează ceva grav, generează panică. Ieri la noi sunt până la urmă cea mai bună sursă de informare. Când vezi atât de mulți cetățeni ucrainieni și nu numai, care intră în România prin cele trei puncte de frontieră, fie Isacea, fie Sighet, fie, dacă mă refer la Siret, deci situația e clară. Domnul până Sultan, acum, un milion de cetățeni ucrainieni au intrat domnul în România. Sultan, că au preferat deci România ca tranzit, așa asta e o mare aici realitate. Se combină atât factorul emoțional cât și factorul rațional și în, din acest punct de vedere România are o poziție corectă. Noi am achesat la ceea ce e necesar acum, ajutorul umanitar. Însă de la ajutorul umanitar până la implicarea în conflict este o cale care trebuie foarte bine analizată și până unde putem merge, astfel încât să nu ne trezim că din cauza unor decizii irresponsabile ne implicăm într-o conflagrație care ale cărei rezultate pot să ducă spre catastrofă. NATO nu s-a implicat în acest conflict. Prin statut, NATO nu este decât o organizație în care țările membre se apără. Exact, defensiv. Defensivă, iar în situația în care un stat e atacat, atunci se consideră că a fost atacată însă și Alianța Nord-Atlantică și intervin toate statele. Dacă mai, să aplicăm articolul 5, mai mult decât atât, lumea ar trebui să știe că articolul 5 are o nuanțare importantă.
ceea ce a spus dumneavoastră, la care se adaugă în măsura în care se consideră. Da, da, da. Ori măsura în care se consideră nu are criterii clare în contract. Și cine va considera măsura? Conducerea NATO. Exact. Vedem că acum sunt implicate niște țări în nume, țări membre NATO, dar în nume propriu. Franța nu se implică în numele NATO, Anglia nu s-a implicat în numele NATO și Anglia trimite armament și muniție în nume propriu. Da, 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 e clar. Cum și noi o facem în nume propriu, România. Dar trebuie să avem în vedere faptul că geopolitic noi nu suntem în aceeași situație ca Anglia. Noi suntem în proximitatea nu conflictului, ci războiului și asta presupune risc major în momentul în care nu știm să ne poziționăm corect. Și ce ar trebui să facem? Deci din punctul nostru de vedere, pentru că ieri în Parlamentul României, înainte de începerea ședinței de plen, da, la ora 15, 5 parlamentari au susținut problema neutralității. Domnul Sultan, mai mult decât neutralitate, poți să fii țară neutră și să te implici. Eu văd altfel și aș vrea să enunțăm chiar principiul neimplicării. Neutralitate, o țară neutră poate să se implice cu ajutor militar. Da. Dar noi suntem într-o situație în care se impune stringent enunțul acestei stări. Bun. Și a deranjat dreptul de survol al unor aeronave ucrainene pe teritoriul României, pentru că acest aspect ar trebui aprobat de Parlamentul României. E clar. Pentru că Ucraina nu e țară membră NATO. Vedeți? Ce face? Aici este punctul nevralgic pe care e bine să îl înțelegem în conformitate cu dreptul internațional și cu legile războiului. Perfect. Dar înainte de asta, chiar astăzi s-a, cred că știți anunțul că 4 nave ucrainene au aterizat pe teritoriul României. Da, elicoptere. Nave. Da, aeronave. La urmă sunt, da. Nu știu, nu, deci nu știu. Dacă aeronave, da, să sunt mai multe. Aeronave, bine sus. Da. Instrumente, sunt niște aparate. Nu e important, important e că au aterizat pe teritoriul. În conformitate cu legile războiului, orice navă care este în implicată într-un conflict. Nu, orice navă străină care este în pericol poate să aterizeze pe teritoriul tău și tu nu poți fi acuzat de implicare că, prin faptul că ai permis aterizarea. Dar se impune tot prin legile războiului că această navă trebuie dezactivată. Nu mai poate pleca ca navă de război înapoi, pentru că atunci tu ai permis de pe teritoriul tău aterizarea. Da, e un principiu al dreptului umanitar, așa este. E un principiu al dreptului internațional umanitar. Sunt niște convenții și al regulilor de război. Da, 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 mai sigur, mult decât atât, vorbim, pentru că am ajuns să vorbim despre legile războiului. Lumea îl critică pe Putin că este un criminal de război. Dar eu aș vrea să spun ceva mai mult. Dacă nu am... Dar cine poate să-l judece în condițiile în care Rusia, Federația Rusă, nu a recunoscut Curtea Internațională de Justiție de la Haga? Eu vorbesc de caracterizările așa care zici, analiști, fac, așa zici și analiști. Acum toți sunt analiști militari, analiști. Nu asta vreau să spun. Da. Vreau să spun că în conformitate cu legile războiului, președintele actual al Ucrainei este în poziție, în postură de criminal de război. Și vă spun de cine, ce. Cine? Domnul Zelenski? Exact. De ce? Pentru care motive? Asta este, explicați-ne. Asta este bomba care trebuie... Vă rog. De ce a cerut civililor să lupte înarmați?
ca să le-a dat arme. Stați un pic. Da. Dincolo de faptul că oamenii nepregătiți, chiar dacă au făcut armata, nu sunt antrenați recent, nu fac față unei armate profesioniste. Și îi trimis ca și carnete. S-a instituit legea marțială. S-a instituit legea marțială în Ucraina, unde bărbații între 18-60 de ani nu pot părăsi teritoriul. Asta e altceva. Da, dar vis-a-vis de înrolare în anumite situații de criză, cum e această situație, conflict militar, nu știu dacă vreo reglementare internațională poate. Nu e vorba de reglementări internaționale, este vorba atunci de pe ce bază îl judecăm în calitate de criminal de război? Aveți răbdare că vă spun. Da, vă rog. Punctul meu de vedere. Vă rog. Dumneavoastră aveți dreptul. Ascult. Să nu mă eu, invitații. Invitații, da. Mei. Dar dacă au alte pornim opinii. De la cele mai simple și și aspecte care îi dau circumstanțe atenuante. Da. În criza lui, așa, apelând la populația civilă pentru a o înarma, ne antrenându-i. Deci trebuie să urmeze un antrenament prealabil de un număr de zile sau 3 luni, e în mod normal antrenamentul minim pentru a fi apt o persoană civilă de război. El i-a trimis în civil. Asta înseamnă război de partizani. I-a implicat într-un război de partizani. Prin legile războiului, partizanii nu beneficiază de... Adică, care sunt legile războiului la care vă referiți dumneavoastră? E foarte important. Pentru că în sistemul lor acolo trebuie intern, să, vă rog. Luptătorul trebuie să fie dotat cu... Păi, știți cum e legea în Ucraina? Știți de ce vă spun? Și vă întrerup pentru câteva secunde. Da. Pentru că în România, dacă privim o situație identică, dacă ar fi să fie, spune foarte clar legea fundamentală, am spus înainte. În articolul 118 se referă la forțele armate. Da. Și spune alineatul 2 al acestui articol că pregătirea teritoriului, a economiei și a populației pentru apărare se stabilesc prin lege organică, ca și statutul cadrelor militare. Deci, de ce trebuie să ne raportăm la o lege a războiului internațională, care nu știu dacă există, în condițiile care sunt legi interne? Așa s-ar putea să fie și în Ucraina. Vă explic de ce. Vă rog. Îmi dați voie. Sigur. Normal. Într-un război nu participă numai Ucraina. Participă Ucraina și Rusia. Păi participă fiindcă Rusia a atacat Ucraina. Păi nu asta vreau să spun. Da. Nu cu asta. Nu cu asta. De agresiune. Nu prin asta fără vreau să niciun fel de declarație de război, sunt... fără să fie provocat. Deci, dacă îmi permiteți, da? Ilustrativ pentru ceea ce vreau să spun, este acest aspect. Participă, da, Ucraina și Rusia. Bun. Există morți, există prizonieri. Și nu mai participă și Georgia și... Nu, vorbesc numai de situație. Nu, vorbesc de... Cecenia? Nu, vorbesc de o ilustrație pentru a înțelege ceea Am ce înțeles. Urmează să spun. Am deci, înțeles. Avem două state beligerante. Da. Într-un război există morți, există răniți, există prizonieri. Sigur. Prizonierii, prin legea războiului, care nu e numai a Ucrainei sau numai a Rusiei, este internațională, prizonierii beneficiază de... Statutul prizonierilor de război e altceva, corect? Dar, în momentul în care da, intervin în război civili, asta se numește luptă de partizani. Partizanii nu beneficiază de drepturile din legile războiului, drepturile militare. Și pot fi trimiși la plutonul de execuție fără judecată. Asta a făcut președintele Zelenski. Să ascultăm și opinia. Ok. Două secunde și imediat revin la dumneavoastră opinia domnului Aurelian. Da. În primul rând, poate sunt mai tânăr și am și lipsit, este adevărat, din mijlocul evenimentelor publice o perioadă. Aș vrea să știu dacă în această situație de conflict, agresorul pentru noi fiind Rusia, hai să spunem, statul rus, a declarat război statului ucrainian. Avem cunoștință de acest lucru?
în momentul în care a intrat pe teritoriul Ucrainei, este conflict. Stați un pic. Conflictul este declanșat. Război. Stați un pic. Nu, discutăm de declarație. Haideți să ne înțelegem. Că discutăm aici pe o parte de principiile dreptului umanitar. Exact. Și evident avem de-a face cu aspecte care pe care le urăște foarte bine dreptul internațional public, pentru că după această disciplină învață și studenții noștri la drept, nu? Evident. Hai să-i spunem niște termeni și mai spune legislativ. Constituția la articolul 10 se referă la relații internaționale și cel puțin în cazul nostru. România întreține și dezvoltă relații pașnice cu toate statele lumii și în acest cadru relații de bună vecinătate întemeiate pe principiile și normele generale admise ale dreptului internațional. Două secunde. Public. Și atunci, pentru că faceți parte din legislativ și nu mă îndoiesc că nu cunoașteți aspecte legislative de acest ordin, părerea mea, poate sunt mai tânăr, poate nepregătit, poate insuficient pregătit, părerea mea, umilă, poate și necunoscând toate aspectele, este că ne aflăm în fața unei situații în care un stat agresor, invazor și așa mai departe, depășește granițele sale cu prezență militară, aflându-se astăzi într-o situație clar de conflict armat pe teritoriul unui stat vecin. Stat pe care domnul Putin recunoaște sau nu e treaba dânsului, dar noi nu avem o declarație de război. Foarte interesant. Aș vrea să fac și o precizare. Da. Ceea ce spunea domnul senator. Dânsul a plecat de la un lucru și e bine să le urmărim în evoluția lor. A spus, domnilor, cei care sunt băgați la înaintare fără o pregătire adecvată înseamnă că sunt expuși unor pericole pe care nu le-ar suporta cei care sunt bine pregătiți. Noi știți că înainte de 89 am avut în România acea teorie care spunea războiul întregului popor, ori pentru asta se făcea o pregătire. Aveam verzile patriotice. Exact. Deci în caz de conflict interveneau... O pregătire pentru apărarea apărării. Iertați-mă că vă cumpăteți. Păi de asta vă spun. Deci se făcea o pregătire. Nu te duceai acolo. Deci nu intra unul care nu avea pregătirea respectivă. Deci era armata, clar, și erau gărzile patriotice care aveau și ele un rol în spatele armatei și așa mai departe. Deci, într-adevăr, chemarea respectivă să vină toată lumea și așa mai departe este o chemare disperată în condițiile în care se simte nevoia că NATO, America nu trimit armament acolo sau nu trimit oameni și așa mai departe și atunci să se intervină. Dar oricum, eu venind încoace, l-am ascultat pe președintele Biden care a spus foarte clar, noi de mult timp trimitem armament, am avut prezență în permanență ca să ne asigurăm de stadiul de pregătire și așa mai departe, deci nu mai este un secret, nici în momentul de față se spune clar, trimitem materiale, dar trimitem și armament și așa mai departe. Deci nu putem să spunem că nu este o implicare din acest punct de vedere a unui sprijin pe care NATO și America îl acordă Ucrainei. Nu se poate însă concret trimite oameni pregătiți să vină forțe armate și așa mai departe. În privința avioanelor, are perfectă dreptate domnul senator, dar mă uitam tot la televizor, veniseră vreo 10 elicoptere care erau ale poliției și se spune că nefiind militare, fiind dintr-o zonă care nu implică așa, poți să aterizeze, să fie un fel de ajutor umanitar. Care... Acum, noi mai știm o treabă. Eu eram în 90, eram observator, am fost observator la alegerile din Iugoslavia, atunci când mai era în Iugoslavia. Și țin minte că primul reproș care ni s-a făcut a fost că președintele Constantinescu dăduse voie de survol avioanelor americane peste teritoriul nostru. Eu le-am spus, domnilor, acum, dacă o luăm pe bune, un avion trece și fără să-i dai o dreptul de survol, că doar nu o să-l... Dar, în fine, a fost o treabă. Dar în același timp știu că avioane din Serbia au fost pe aerodromurile românești în sensul de a nu fi bombardate. Deci a fost un fel de... Am făcut o concesie de o parte și am făcut o concesie de cealaltă parte. Deci astfel de lucruri în conflicte se fac. Acum, cine are dreptate și cine nu are dreptate, eu n-am vrut să spun că Rusia are dreptate. Dar fiecare susține punctul lui de vedere și punctul de vedere se va impune într-un final, într-o formă care va fi convenabilă sau neconvenabilă ambelor părți. Și atunci, deci trebuie să așteptăm, să vedem ce se va întâmpla. Noi, prin
principalul este, așa cum a spus și domnul senator, noi în momentul în care ne-am implicat militar, avem, vom avea putere, putem avea repercursiuni. Sigur. Și repercursiunile sunt, cum să vă spun, vizibile în momentul în care Rusia spune, vedeți că se întâmplă putare și cutare lucruri. Deja suntem pe lista neagră a lor. Suntem pe lista neagră. Putin. Lor. Și noi suntem pe lista neagră. Pericolul care spuneați dumneavoastră. Când se luptă doi elefanți, iarba suferă cel mai mult. Deci, prima, pentru că noi suntem în prima linie aici, e posibil într-un anumit conflict să suportăm niște repercursiuni considerându-se că de aici se face o aprovizionare sau că de aici se face nu știu ce treabă. Și e bine ca să avem aceste lucruri în vedere, asta a creat și animozitatea acum cu pregătirea pentru armată. Corect. Din păcate, noi nu avem oameni pregătiți pentru armată decât niște generații care au făcut într-adevăr armată. Cei tineri sunt foarte speriați, mai ales că nu au pus armata mâna pe armă. Dar va trebui să folosim această ocazie ca în perspectivă, așa cum în Austria, când un elev termină liceul, are de optat armată sau parte socială. Am văzut că majoritatea mergeau la armată, că voiau, cum sunt tinerii, mai întreprinzători, să vadă ce înseamnă armată, să pregătească. Va trebui să facem și noi astfel de lucru. Pentru că asta este societatea. Evoluează. Nu s-a așteptat nimeni la acest conflict în momentul de față. Când ne-am obișnuit să se rezolve pe cale diplomatică, tratative și așa mai departe. Dar vedeți, sunt lucruri care ne depășesc și atunci trebuie să luăm preventiv niște măsuri ca să evităm să trimitem și noi, cum fac ei, oameni nepregătiți care să moară pe câmpul. Da, domnul senator. Vreau să pornesc de la cuvintele dumneavoastră, că ne-a surprins această situație și întrebarea. Trebuia să ne surprindă această situație ca noi să conștientizăm că este necesară o armată națională, să conștientizăm că armata profesională ca număr nu poate să facă față unui conflict armat de proporții. Dacă am ajuns să conștientizăm necesitatea în momentul de gravitate, că acum suntem într-o situație de gravitate, tocmai de asta, tocmai de asta s-a declarat de către guvern necesitatea înregistrării tuturor persoanelor între 30 între 18 și 60 de ani. Da. Dar 63. Nu? Dar 63, ăsta e. Da, 63 la noi, ăsta e. Dar, ăsta e în faza de proiect. Da, 63. Mă rog. Dar să mergem cu logica mai departe, declarând această necesitate, normal că este în vederea unei situații de conflagrație. Cum putem să rezolvăm o astfel de probabilă, să sperăm că nu se va întâmpla, situație de conflict cu oameni pe care îi înrolăm fără să fie avut înainte o pregătire? Da, la noi, nu, nu știu dacă la noi e valabil asta. Nu? Însă, până acolo v-aș întreba ceva, domnule senator. Ce facem în situația în care este atacată Republica Moldova? În condițiile în care partidul din care faceți parte se numește Alianța pentru Unirea României. Din punct de vedere legal nu putem să facem nimic. Din punct de vedere moral, ca și în situația Ucrainei, ajutor umanitar. Noi, în cazul în care Moldova, Doamne ferește, este invadată, nu avem posibilitate practică să îi ajutăm. A face ca Zelenski să strigăm la arme, haideți să luptăm împotriva Rusiei, este absurd. Nu este folositor. Ce putea face altceva? Vă rog, domnule deputat. Cine? Eu am o opinie. Da, vă rog, domnul și anume, Aurelia Mihai. Consider, nu sunt militar de profesie, nu am făcut nici armata, din păcate, o spun, dar am trecut prin acele cursuri, masului acelea sau cursuri post-universitare. Am dorit și chiar aș dori să aprofundez pe viitor. Nu spun cu jenă, o spun pentru că aveți un exponent al tinerei generații care într-adevăr nu a avut de-a face cu serviciu militar obligatoriu în cazul. Înțeleg, da. Și aș vrea să abordez acum problema și a noastră, a celor care fac parte din categoria pe care o reprezint, și anume că nu ne speriem de un anumit conflict care va urma să vină sau nu va urma să vină, care este posibil sau nu este posibil. Mă rog, trebuie să ne facem datoria față de țară.
În primul rând, pentru că aici se află copiii, familia, eu mi-apăr familia în primul rând, dar în al doilea rând... Un lucru vreau să mai spun, că a spus foarte bine. Cetățenii au dreptul și obligația să apere România. Bun. O spune Constituția României. Am spus și înainte. Jurăm cei care îndeplinesc serviciu militar sau care fac parte din Sistemul Național de Apărare, depun un jurământ în care spun, jur să respect legile țării și regulamentele militare. Până aici jur perfect. Să mi-a părțarea până aici, cu prietul dar numai până aici ce fac? Cum de aici încolo totul e virtual. Nu cum să aperi țara cu prețul vieții? Cu care la ce folosește prețul vieții când eu nu am instrumentele necesare și dotarea interioară pregătirea și morală. Pentru că doar dorința mea și, domnul Sultan, doar dorința mea de a mă pune în fața tankului nu folosește în fața inamicului. Că ucrainenii au ieșit cu pieptul gol în fața tankului, asta înseamnă că trebuie să respectăm totuși această... Și le-am respectat. Vă spun, vă dau citire unui mesaj pe Facebook de la Octavian Șerban. Nu, dar n-ați înțeles ce am vrut să spun, că trebuie respectat. Civilii prinși cu arma în mână pot să nu fie considerați prizonieri de război, dar asta nu dă dreptul armatei să bombardeze ținte civile. E opinia domnului Octavian Șerban. Da, e incoerență logică în ce spune acest domn. De ce? De nu. Vă rog. Civilii surprinși cu arma în mână nu pot fi considerați prizonieri de război. Nu pot perfect. Fi considerați prizonieri de război. Nu, pentru că ei nu vor fi considerați, eu tocmai asta am spus, ei sunt considerați partizani și nu beneficiază de legile războiului. Haideți să ne înțelegem. Doar să-mi termin cele două... Vreți să veniți cu ideea că nu s-a făcut declarație de război, nu? Duma de stat, nu am văzut să vină cu o declarație oficială. Conflictul este ilegitim. Ilegal. Acum, din punctul nostru de vedere, că rămăsese la discuția generației... Două secunde, țineți-vă ideea, domnul Florin de la Câmpina. Bună seara, domnul Florin, vă ascultăm. Bună seara, hai să vă spun ceva anecdotic, așa legată ce spunea domnul mai înainte. Care domn? Domnul Dăneasă sau domnul Crețu? M-auziți, da? Da, care domn spunea? Așa, când mi-a făcut instructajul cum să facem patrularea păfâșia aia în gardă, mi-a filat un pefuleț roșu. Ce trebuia să facă băiatul care patrula în gardă? Fâșia aia de gardă era luminată, tu trebuia să te miști numai pe fâșia aia. Dacă la un moment dat vedeai vreo mișcare ceva în întunericul ăla sau ceva, tu trebuia să zici, stai cine vine. Dacă vedeai că chestia aia înaintează sau sucea, pe formă trebuia să zici, stai că trag. Da, știu. Foc de avertisment și așa mai departe. Dacă ăla tot venea, plăgea un foc în aer. Da. Și dacă ăla tot venea până la urmă, bineînțeles că... Și eu când am auzit așa, păi ce să mă duc eu în gardă, că nu făcusem încă tragerile ca să ne facem gardă. Și știți ce am făcut? Am mâncat zăpadă, am făcut imediat amigdalită, că știam că se... Și m-am dus la infirmerie. Și o săptămână când s-au făcut tragerile, eu am fost la infirmerie. Și pe urmă după asta m-am băgat la bloc alimentar. Și eu n-am mai făcut nicio gardă toată armata. Păi, domne, să bagi oamenii carne de tun în război, cum ziceau mai înainte, nu-i pregătești, nu nimica, hai să băgăm carne de tun, să fie acolo, că să ne facem noi conducătorii timpurile datoria. Războiul nu se face așa, domne. Nu se face, gata, vă dăm o lege, vă băgăm în criză și vă trimitem la război, că așa vrem noi. Știți? Da. Să trăiți. Am înțeles, mulțumim. Vă rog. Discutăm despre aceste lucruri. Sigur, dar în această situație, de când au apărut primele zvonuri cu Putin și această amenințare, că durează de ceva vreme, nu? Cam de când? Păi sunt vreo 6 luni. Sunt cam 6 luni de zile. Domnul senator, aici mai este și Parlamentul României de vină și, bineînțeles, Ministerul de Resurse, Ministerul Apărării Naționale. La ce vă referiți? Pentru că, de când au apărut aceste zvonuri din ce în ce mai serioase, am înțeles. Nu s-a făcut nimic. Am înțeles. Eu sunt un client al statului român, sunt un cetățean și mă supun. Armata înseamnă disciplină. Sunteți amândoi oameni care ați făcut serviciu militar. Nu asta înseamnă armată, disciplină. Nu ne ducem de nebuni, scuzați-mi expresia, pe câmpul de luptă și nu ne ducem oricum. Că în Ucraina domnul Zelenski
neinspirat a procedat cum a procedat. Disperat, evident, și nefiind militar, este actor de meserie, dar consilierii trebuiau să-i spună anumite chestiuni. Sigur că poate nu a procedat bine potrivit cutumei, potrivit legislației, dar ce ne face? Pentru că și România și Ucraina sunt deținători de arme. Ați ridicat o problemă interesantă. Cred că și, merită... Și atunci, și atunci, cine este de vină când statul român actualmente... uitați, situația mea. Am vrut să mă duc acum 3 ani de zile. M-am prezentat undeva în Titan, cred, nu știu, pe bulevardul acesta, Nicolae Grigorescu, pe undeva este o unitate militară, un centru de recrutare. Da. Și am mers ca să devin, evident, să mă recruteze pentru... Să vă înscrieți în evidență. Țineți-vă ideea, domnul Jean de la Galați. Bună seara! Ne auziți? Bună seara, vă ascultăm! Bună seara! Deci, în legătură cu subiectul pe care îl dezbateți în seara aceasta, aș dori să fac o mică precizare. Acum câteva ore, domnul Stâncu a menționat faptul că acest proiect de lege în legătură cu recrutarea rezerviștilor nu mai este de actualitate. Acum nu știu ce înseamnă nu mai este de actualitate, dar mi se pare un lucru anormal. Pentru că, de exemplu, eu am 40 de ani de când am plecat în armată și 38 de când am terminat armata. În discuțiile avute cu, în general, cu tineri, semnând peste 20-25 de ani, chiar și 30, care au servit școli de poliție, i-am întrebat, de exemplu, dacă au avut în învățare arma pe care am avut-o și noi, Kalashnikov, asta 40 de ani. Da, AKM. Nici nu știau despre ce este vorba. Nu mai vorbesc despre elementele, componente, greutate, lungime, ori componente și performanțele pe care le are Kalashnikovul. Dar trecând peste chestia asta, nu se pare normal să recrutezi ce cu cifrele alea? 18, 60, 35, 63. Cine se duce la război la 63? Cine pleacă la război la 60? Și de ce e război? Avem vreo declarație cumva de război, dar Ucraina nu este în fața noastră. De ce nu se discute chestia asta acum? De ce trebuie să așteptăm să intre rușii în Moldova și situația în care a intrat în Moldova? Atunci trebuie noi să ne agităm și să instituim starea de, mă rog, cum am criză. De necesitate. Da, asta ar fi o modalitate care ar fi introdusă în legea privind apărarea națională a României, nu? Eu vă înțeleg foarte bine, dar nu mi se pare normal, pentru că nu pleacă nimeni. Sunt oameni cu probleme medicale, sunt oameni cu diabet, sunt oameni cu alte probleme medicale. Bine, pot ajuta în alte moduri. Nu neapărat să fie prezenți efectiv, fizic, pe câmpul de luptă ei. Dar pe baza, eu știu, a pregătirii, pe baza experienței pe care au, pot ajuta foarte mult, să știți. Eu cum pot ajut, de exemplu, De exemplu, am făcut armata la marină. Deci eu am fost îmbarcat. Deci, mă auziți, da? Da, vă auzim foarte bine. Deci am făcut armata la marină. Am făcut armata 2 ani de zile la proiecte de război. Dar arma am avut-o Kalashnikov, cu care făceam instrucțiile și tragerile de zi și de noapte. Dar armata produsă am făcut-o la marină. Cu ce aș putea ajuta eu, de exemplu, în acest conflict, dacă ar fi un conflict între noi? În altă ordine de idei, consider, așa cum a spus și domnul care a vorbit înaintea mea, noi nu avem de ce să ne implicăm și cum a spus și domnul din dreapta ei, că la lui nu știu cum se numește. Dennis. E un domn cu părul așa și cu barbă. Și barbă. Domnul senator Dănesu. Domnul senator Dănesu de la ori. Da. Nu știu cum se numește, dar a vorbit foarte, foarte clar și foarte corect în legătură cu civilii care sunt în armat și trimiși pe front sau trimiși într-o luptă de gherilă. Așa ceva nu se face. Deci noi nu avem de ce să ne... Da, carne de tun. Exact asta a spus și domnul senator. Sigur că da. Să alimentăm cu arme. Sau, domnule, am înțeles că ajutoarele umanitare... Probabil că ei s-au gândit să mai încetinească, eu știu, modalitatea care armata rusă se îndrepta către Kiev. Însă, din păcate, trebuie să luăm un scurt moment de publicitate. Revenind după pauză, puteți să intrați din nou în direct cu noi după pauză. Mulțumim! Pauză!
Aducătorule de bunăstare, bucurie și iubire, te-ai arătat nouă celor ce ajutorul tău l-am cerut? Arată-te și nouă celor ce azi în casa noastră te cerem să vii spre ajutorul nostru și al celor dragi nouă. Și fă ca viața noastră să înflorească prin aducerea în viața noastră a Sfintei Icoane ce nu întâmplător ne-a fost descoperită nouă. Prin Sfânta Icoană vă aduceți în casă bucuria în locul întristării. Cei care l-au luat pe Sfânt ca protector, azi mulțumesc pentru ajutorul grabnic primit. Sunați acum! Să aveți bucurie! Cunoașteți deja acest salut al părintelui Emilian. Tocmai pentru a păstra bucuria în suflet și a o dărui și celor dragi, puteți acum cumpăra cele 4 cărți ale părintelui. Te iubesc, cuvintele care au puterea de a schimba viața și prin tine lumea. Tu mă iubești, tratat de bunăstarea sufletului. Cartea ce-ți descoperă adevărul despre partenerul tău. Cuvinte vii care vă pot vindeca sufletul. 135 de cugetări ce-ți vor schimba viața. Sacroterapia, enigma vindecărilor miraculoase și a reușitei tale în viață. Primul manual de sacroterapie pentru rezolvarea problemelor dumneavoastră zilnice. În ele veți găsi etape din viața dumneavoastră, prezente și viitoare, și soluții pentru a vă schimba viața și a vă alunga tristețea. Cei care veți cumpăra întregul pachet veți primi cadou CD-ul Cum transformăm frica în putere, care vă va învăța lucruri noi și vă va ajuta să reușiți. Toate cărțile sunt balsam pentru suflet și aduc bucurie. Ce este oare mai frumos decât să dăruim bucurie și să le acordăm șansa celor care o caută să o primească? Nimic nu este întâmplător, nici întâlnirea cu părintele Emilian prin cele 4 cărți ce vă pot schimba viața. Stocul este limitat. Sunați acum la numărul de telefon 0764-99-99-99.
stau aici, dar mai plec. Gata. Am revenit în platou capital, trebuie să stimați telespectatori, partea a doua emisiunii, Realitatea în Politică. Important este că în acest moment o să dezbatem aspecte care țin evident de starea de criză, dar în mod evident trebuie să explic și aspecte ce țin de modalitatea în care românii au înțeles în anul 1991, și aici mă refer la Parlamentul României de atunci, pentru că discutăm de perioada de provizorat, încă nu intrase în vigoare Constituția României din 1991, ei bine, pe data de 28 noiembrie, Parlamentul României, întrunit în ședință comună, s-a exprimat în legătură cu referendumul care urma să aibă loc pe data de 1 decembrie în Ucraina, în legătură cu independența acestui stat. Am mai spus, însă vreau să fac o singură precizare. Parlamentul României a declarat atunci că este dreptul Ucrainei de a organiza un referendum, însă nu recunoaște organizarea referendumului în zonele aparținând României care au fost rupte din România Mare prin pactul Ribbentrop-Molotov, care a fost declarat nul și neavenit în data de 24 iunie de către URSS, cum era atunci, și ulterior de România. Nu, pe data de 24 decembrie 89 de către URSS și noi pe 24 iunie 1991. Și declarând că este nul și neavenit referendumul organizat în acele zone. Și aici vorbesc de Bucovina de Nord, de sudul Basarabiei, Ținutul Hotinului și Herței. Însă, totodată, statul român s-a declarat în concordanță cu dispozițiile actului final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare de la Helsinki, în sensul că stabilirea granițelor poate fi făcută pe căi diplomatice, motiv pentru care a solicitat prin această declarație ca să se organizeze grupuri comune care să discute în legătură cu acele aspecte teritoriale. Totodată, în acea declarație, Parlamentul României a spus că în condițiile în care anumite state recunosc independența Ucrainei, să o facă fără să recunoască și aceste teritorii rupte, practic, din România. În cadrul izbunirii acestui conflict, chiar președintele rus Vladimir Putin a spus despre Ucraina, făcând referire la România, Polonia, Moldova, că acest stat a fost creat artificial de către Stalin prin ruperea unor teritorii din România, Polonia, Republica Moldova de acum. Însă, făcând apel evident la revizionism. Revenind la situația actuală, discuțiile se bazează pe acest proiect de lege privind starea de criză, unde iarăși e un aspect care suscită foarte multe discuții și anume spune în articolul 1 aliniatul 2, dacă nu mă înșel, din acest proiect de lege privind starea de criză, că armata în situație de conflict va fi comandată evident de Ministerul Apărării Naționale, însă la un alt articol se revine și spune că în cazul unor operațiuni militare, aceasta poate fi cedată, bineînțeles, nu întreaga structură a forțelor armate, ci anumite detașamente sau, știu eu, anumite componente pot fi conduse de către comandanți militari străini în contextul în care facem parte din Alianța Nord-Atlantică. Aici s-a discutat foarte mult că n-ar fi normal să se întâmple așa ceva, să putem ceda comanda unor comandanți străini. Domnul senator Dăneasă, deși îmi cer scuze ca să îl lăsăm pe domnul Aurelian Mihai să-și termine ideea până la capăt. Haideți să termin, să fiu scurt. Da, și apoi domnul Dăneasă în legătură cu ceea ce v-am spus. Și apoi, când o să vă dau cuvântul, dacă puteți răspunde unui telespectator care a spus ceva legat de ceea ce ați declarat dumneavoastră. Vă rog, vreau să fiu scurt. Mihai. Deci, în cea de fiecare dată să-mi duc o idee la capă și întotdeauna este un telefon care, într-adevăr, este bine intervenit, nu? Hai să spun.
Am fost acum 2-3 ani de zile, pentru că am dorit să, la acel centru de recrutare, pentru că am dorit să fac parte din acest continent. Da, așa este, domnul Nicu din Slatina. Al rezerviștilor. Două secunde. Bună seara, domnul Nicu, vă ascultăm. Bună seara. Vă rog. În legătură cu subiectul care ați discutat. Da. Că nu se pot înrola decât cei care au armata și... Nu armata. Și nu tineret. Nu neapărat care au armata, vă rog. Care e întrebarea? Păi domnul, în timpul lui Mihai Viteazu, pentru domnul cu barbă. Da, domnul senator Dăneasă. Suntem doi aici. Domnul senator Dăneasă de la AUR. Da, da. Sau domnul mai tânăr. Care e domnul cu barbă? Lua oamenii după când de la plug. Ce pregătire aveau față de luptă? Da. Acum vă va răspunde domnul senator. Vă rog. Stimate domn, în ce an suntem? În ce secol? Și dumneavoastră vorbiți de acum 100 de ani? În ce secol? Da. În secolul 16, 1603, 1601. Da, numai două secunde, domnul Nicu. Două secunde vreau să vă spun ceva. Da. Este foarte adevărat că sunt situații diferite. Însă, domnul senator vrea să vă răspundă strict și la obiect în conformitate cu secolul în care trăim. Vă rog. Tocmai asta era. Vorbiți? Da, domnule. Când, domnule, mă iertați ca să fim mai conciși. Vă ascult. O coasă, o furcă, un topor poate fi manevrat de un om fără pregătire militară. Însă, nu poți fi soldat într-o divizie sau într-o companie de artilerie dacă știi să mânuiești doar toporul. Eu am făcut armata și sunt ofițer în rezervă al armatei române, chiar dacă am barbă. Poftiți? Și dânsul e sergent. Sergent. Perfect. O să ajungeți sub comanda domnului Dăneasă. Da, gradul meu e mult mai mare, dar nu contează. Da. Vreau să vă spun că dacă ați făcut armata, puteți să comparați timpul necesar pentru a învăța să executați ordinul de tragere cu un tun sau să conduceți un tank sau o auto blindată sau o anfibie și o să fiți convins că trebuie o pregătire mult mai mare decât pentru a manevra coasa, furca. Așa e. Ce să-i spun dușmanului? Prietene, stai așa că trebuie două luni de pregătire. Păi asta... asta nu e vina mea. Tocmai asta discutam dacă ați urmărit emisiunea, că este o deficiență a guvernului României, că a rămas descoperit pentru... Poftiți? Spuneți! Care au aprobat să nu se mai facă armată. Exact. Despre asta vorbim. Așa e referendum. Că sunteți acolo unde... Desfințarea stagiului militar nu s-a făcut prin referendum. Suspendarea nu s-a făcut prin... Cine vrea face, cine nu. E opțional. O clipă. Suspendarea nu s-a făcut prin referendum și nu e necesar să facă un referendum pentru revenire. Dar nu considerați că e necesar? E necesar stagiu militar, dar nu este necesar un referendum pentru a se legifera revenirea la stagiu militar. Voluntar sau obligatoriu, asta rămâne de văzut. Deci, nu pentru orice lucru facem referendum, dar oricum, intervenția noastră este de apreciat, aveți dreptate, suntem într-o vulnerabilitate generată de faptul că am rămas descoperiți în materie de apărare strategică a țării. Vă mulțumim! Cu 32 de ani. Mulțumim mult! Domnul Aurelian Mihai. O altă treia oră este. Vă rog. Da. Bună seara. Spuneam că am dorit să fac parte din contingentul rezerviștilor. Rezerviști. Nu poate termin de data asta. Și vreau să vă spun că atunci când am fost, când m-am prezentat pentru a culege informații și pentru a deveni rezervist, că asta era voința mea, mi s-a spus, prietene, vorba telespectatorului, noi aici avem niște posturi de soldați și, bineînțeles, n-a fost convenabil. Soldați profesioniști. Nu. Asta urmă. Făceam pregătire. Totuși, este necesar ca în urma stagiului pe care îl efectuez să mi se recunoască un grad. Bine, infantilitatea, pot să spun, am abordat această chestiune. Nu neapărat că m-ar fi interesat. Nu mai aveau posturi pentru ofițeri.
în București, da? Și evident că potrivit pregătirii este normal să beneficiezi de așa ceva, să te bucuri și să primești acea pregătire. Pentru că este o pregătire diferită, nu? Exact. Chiar dacă baza instrucției de soldat, soldat suntem toți, am fi toți, mi s-a spus, nu se poate, pentru că armata română nu scoate aceste posturi sau în București, mergeți dumneavoastră în alt județ, adică a fost foarte amabil ofițerul de serviciu și să știți că m-am bucurat că într-adevăr armata română are oameni pregătiți. Dar ce să facă bietul om dacă armata română nu s-a gândit și la cei ca mine? Și suntem mulți care am vrea să facem parte din acest corp al rezerviștilor și poate vom avea ocazia. Cu ce nu sunt de acord este cu situația în care mulți tineri se feresc de război aici în România, prezenți astăzi în România, pentru că abordăm această chestiune cu imaturitate. Bine, nu ne dorim un război, clar, nu vrem acest lucru, dar este o datorie a unui bărbat, în primul rând, să-și apere familia. Țara, până la urmă, stai să mă împiedic că există un țiriac, un becali, sunt cetățeni, datoria mea, când a făcut armata, toți trei, ca și tatăl meu și bunicii mei și așa mai departe, a jurat, a spus la jurământ. Jur credință patriei mele România. Patriei mele România. Jur să mă apăr țara chiar cu prețul vieții, jur să respect legile țării și regulamentele militare. Aici și altceva. Eu am fost nu care jurământul depus de parlamentar, de președinte sau de membrii guvernului. E altceva. Asta aici îți impui și eu am fost sub jurământ în perioada viața. Mandatului, cum este domnul Dăneasa și cum sunt alți colegi parlamentari dumneavoastră în moment, în legislatura de față. Dar ce a lipsit vieții politice, această abordare foarte serioasă. Iar nouă ca bărbați nu ar trebui să ne fie frică. Însă avem o populație românească care trăiește în diaspora. Ei, aici problemele sunt mai delicate. Fie că vorbim de cei din Moldova, pe care oricum am vrea, sunt români, dacă sunt români, trebuie să-i apărăm. Evident. Nu știu, e o situație imposibil de judecată, dar avem totuși șefii în armată, avem oameni care vor evita niște ordine, nu? Noi trebuie să ne supunem ca bărbați, ca militari. În caz de conflict. Dar ce facem cu acești oameni? Pentru că se află acolo, au luat o decizie să se afle în diaspora, nu că îi apăr. Dar imaginați-vă cât de greu. Sunt cu familia acolo. Au parte de un job. Ajută țara cu bani. Ce facem? Aducem toți acești oameni acasă? Că eu speria pe toți. Vreau să zic că primesc 50 de apeluri pe zi. Din problema cu Moldova cred că trebuie este analizată puțin mai asta. Profund și am să vă explic de ce. Deci, în primul rând, s-a condamnat pactul Ribbentrop-Molotov. Da. Moldova, n-am putut să o integrăm alături de noi pentru că dacă analizăm... E o oportunitate acum. Dacă, nu știu, ar fi statul român în măsură să încerce să facă unirea. Deci concluzia clară și domnul ambasador, domnul senator cred că susține, nu, statul și imediat, nu este cald. Dar ce voiam să vă spun? Sau să ne spună și domnul senator. Deci din punctul meu de vedere, normal că nu reprezint, eu știu, o instituție militară sau guvernul. Deci Moldova pentru noi reprezintă cu totul altceva decât reprezintă Ucraina în momentul de față. Sigur. Ucraina este un stat față de care ne-am și exprimat anumite rezerve noștri, ale față de conducerea lor care nu adoptă o politică. În Ucraina avem 500.000 de cetățeni români, minoritate acolo, în Republica Moldova sunt frații noștri. Pe când Moldova reprezintă frații noștri. Exact. Deci sunt o parte din teritoriul nostru și așa mai departe. Da. Și atunci normal că atitudinea noastră nu va fi aceea de a mai accepta ca zona respectivă să intre din nou sub o influență a unui alt stat, indiferent care ar fi, și atunci ar trebui să avem o poziție mult mai clară. Dar nici din punctul ăsta de vedere nu suntem pregătiți, pentru că noi întotdeauna am zis lasă, se va face. Intrăm în Uniunea Europeană, eventual să intre și Moldova, după aceea în felul ăsta se face integrarea între noi. Noi mergem pe altă linie, mă refer, societate civilă, partide, treburi, în sensul de a face o apropiere, da, face o apropiere culturală și pe linie de educație și așa mai departe, dar oricum pentru noi Moldova reprezintă un lucru de suflet și trebuie să gândim această problemă, mai ales în condițiile în care s-ar pune problema să intre din nou sub aripa unei alte puteri. Corect. Domnul senator Dănescu. Odată despre Republica Moldova și totuși... De la... Nu, și prima chestie am o întrebare sau... constatare. Domnul Radu Nicolae din Italia spune așa, domnule senator Dăneasă, probabil nu a înțeles că momentan Ucraina nu este un război declarat și implicit nu există legea marțială. Armata rusă imediat să dau, așa, armata rusă este în acest moment în Ucraina
pentru a apăra drepturile cetățenilor ruși, între ghilimele. Iar cât privește pregătirea militarilor ucrainieni, din 2014 este făcută de către specialiști americani. Și nu în ultimul rând, noi suntem sub umbrela NATO cât privește apărarea. Haideți să o luăm în ordine inversă. Noi suntem sub umbrela NATO, dar umbrela NATO are niște condiții. Da? Umbrela NATO este valabilă și acționează în momentul în care România a fost atacată sau orice stat din tratatul Nord-Atlantic este atacat, dar nici asta nu este suficient pentru a înțelege ce poate să facă NATO pentru România, deoarece în articolul 5 din tratatul NATO spune în final că măsurile se iau la nivelul considerentelor care se impun. Iar considerentele care se impun nu sunt stabilite de statul atacat, ci de comandamentul NATO, pentru că în timp de pace NATO este condus de țările participante în funcție de procentul de participare. Bine, ele participă cu 2% din PIB, dar nu, NATO este condus. Nu, avem nu, și nu, noi secretar nu, general nu, adjunct. Asta e altceva. Sigur. Secretarul nu, general, secretarul general adjunct conduce NATO. Nu, secretarul deciziile general. Deciziile se iau în funcție de da? Procentul de participare, nu de procentul din PIB pe care, din, PIB din pe PIB. Care eu îl investesc nu, în armată. Nu, niciun caz de procentul din PIB. Statele Unite aveau 40%, acum au 20%, Germania are 20%, Franța are 8% participare, iar România are 1, nu știu cât la are sută. Are 2% din PIB, asta s-a nu, stabilit. Nu, domnul Sultan, nu. A, efectiv, de participare. Câți bani... Da, am înțeles. Cu cât, da, cu suma care eu susțin NATO. Da. Deci, pe timp de pace, da, decizia de pace, se ia în funcție de participație. Pe timp de război, decizia o ia un comandament care se constituie în acest da. Scop. Ori, în momentul în care nu este un conflict, decizia unui stat de a intra în luptă, indiferent sub ce formă, atunci când eu am acordat ajutor în arme și muniții, eu m-am implicat și pot să fiu considerat participant la război, deoarece armele și muniția care am dat-o eu omoară ostași din armata adversă. Armata adversă, statul respectiv, nu o să mă considere prieten, nu o să mă considere nici neutru. O să mă considere parte participantă în război și pot să am replici neprevăzute. Deci, faptul că noi suntem sub umbrela NATO nu ne ferește de deciziile care le luăm noi unilateral, la fel cum Anglia sau Franța sau Germania ia astfel de decizii fiind state NATO, dar deciziile nu sunt luate de NATO. În momentul în care Anglia își permite să ia niște astfel de decizii, de stat, trebuie să avem în vedere că ea este apărată de poziția geostrategică pe care noi nu avem. Noi suntem în vecinătate. Noi suntem nu flancul estic al NATO, ci frontul estic, deoarece flancul este în nord și în sud. Noi suntem exact în front. Bun. Care e poziția pe care trebuie să o adopte România? N-am terminat răspunsul. Durează mult. Apoi, faptul că să încercăm să sintetizăm Putin, ca să putem faptul că Putin a uitat să declare război. A uitat. Păi da, glumă, stați puțin, seama. Nu v-ați dat seama că am spus-o la modul spus-o ironic, a uitat să declare război Ucrainei, îl scutește, îl obligă acum să aibă grijă de acești civili. Am o altă întrebare totuși. De ce ieri, imediat, când cei 5 parlamentari au ieșit într-un fel de conferință de presă ca să insiste pe ideea de neutralitatea României în acest conflict, Aura a avut o altă poziție. Și eu am vrut am văzut atunci în live foarte mulți telespectatori loveau un aur, fără să realizeze realitatea. Da, mă rog, explicați-o acum. Vroiam să particip și eu, dar eram în comisie și nu puteam. Pentru n-a participat nimeni de la aur.
Eu nu știu ce, ce au ceilalți colegi, însă eu vă spun de ce nu am participat. Le-am promis că merg, dar nu am putut lipsi deci din comisie. Deci vorba de doamna Diana Șoșoacă, domnul Dumitru Coarnă, domnul Francis Stobă, domnul deputat Mihai Lasca și doamna deputată Ana Maria Gavrilă. Ei cinci au fost acum acolo. Să, să facem următoarea observație. Vă rog. În afară de domnul Coarnă, ceilalți trei erau original din AUR. Da. Dar noi în AUR nu ne-am definit. Patru. Toți patru au fost din AUR. Coarnă nu. Domnul Coarnă. Da, ceilalți patru, da. A, patru, au fost cinci. Trei. Pardon. Da. Numai domnul Coarnă, bun. Vă rog. În AUR încă nu ne-am clarificat bine definirea acestei poziții, calității de participare, neutralitate, implicare. Da. Sunt niște noțiuni care sunt foarte clare și reprezintă niște condiții tehnice de implicare sau de dezimplicare. Nu ne-am clarificat nici ce înseamnă poziția noastră în NATO, pentru că acum eu vă spun, după ce ne-am informat bine, pentru că erau lucruri pe care nu aveai de unde să le știi dinainte, detalii foarte importante pe care iată că nici guvernul nostru se dovedește că nu le știe sau le-a ignorat. Susțineți Roexit-ul? Susțineți Roexit? Nu, faptul că... discutat despre Roexit, deci ce argumentul stați un pic, de unde v-a venit ideea asta? Păi, au fost dintre cei cinci, au spus de Roexit la un moment dat. Nu e. Stați un pic. Discuția fi, domnule, soluția domnul, fi, România domnul se Sultan, din vreau să precizăm un lucru. Dacă eu am cu dumneavoastră două puncte comune, le susțin, dar asta nu înseamnă că toate punctele noastre sunt comune. Asta vreau să spun că este în, și relația dintre noi și cei care au fost membri AUR și nu mai sunt. Sunt puncte comune pe care ele au cu noi, dar nu toate punctele comune sunt... susținute de AUR, corect. Exact. Perfect. Vreau să spun că neutralitatea include și această formulă care ați folosit-o dumneavoastră, implicarea. Da. Deci ea este inclusă în neutralitate, pentru că, vedeți, neutralitatea este o sferă mai largă. În cadrul neutralității, luăm de exemplu Elveția. Da. Ea are pregătire militară, produce echipament militar, noi cumpărăm de la ei o serie de echipamente și așa mai departe. Deci implicarea este inclusă în ideea de neutralitate. Da, numai că implicarea este ceva mai mult decât neutralitatea, pentru că Elveția este un stat neutru, dar el se poate implica într-o anumită formă. Când îmi livrează arme, este o implicare. Tocmai asta v-am și spus. Deci implicarea, deci nu putem nega neutralitatea, vorbim numai de implicare. Există vreo țară care are statut de implicată? Există o țară care are statutul de neutralitate. Da. Și în cadrul neutralității băgăm implicarea. Nu, dar aici, domnul senator spunea că necesită unei discuții în cadrul. Eu știu. Pentru a stabili treabă, poziția. A doua treabă pe care o apreciez și eu la domnul senator, cum a subliniat-o, și noi o practicăm. Noi avem trecut chiar în program. Dacă un partid, indiferent care ar fi, susține o problemă de interes național, o susținem și noi pe problematica respectivă, nu în programul partidului. Exact. Pentru că adevărul are aceeași valoare, indiferent cine îl spune. Așa că sunt convins că și AUR, în momentul în care are, să zicem, trei parlamentari care susțin o idee care corespunde și opiniei AUR, dar acum am înțeles că a rămas lumea cu o anumită impresie, nu că nu s-a clarificat implicarea și neutralitatea, ci pe faptul că AUR nu vrea neutralitate, ceea ce cred că nu e un adevăr. Eu vreau să fac o altă precizare care se impune. Lumea este dezinformată de media și nu are o înțelegere corectă a situației. Pentru că dacă poziția Ucrainei a fost mediatizată de serviciile media favorabile, poziția Rusiei nu a fost cunoscută din punct de vedere al serviciilor de informare rusești, nici măcar a celor străine. Și atunci televiziunile noastre au generat această confuzie și spaimă, alt cuvânt, nu chiar spaimă, panică. Panică, da. Panică. Oamenii au început să meargă să cumpere iod. Da. Păi stai, domnule, că de nu le-a spus nimeni că dacă folosesc iod s-au folosit amenințări legate de bomba atomică. Ce să mai, asta e realitatea.
S-au folosit. Domnul Aurelia Mihai. Da, imediat. Da, vreau să spun. Da, iodul folosit fără să fie necesar, fără să ai contaminare radioactivă, e dăunător. Preventiv. Da, da, nu, nu cred că îl folosesc deja. Și numai în cazul care... Aș vrea să fac și o precizare. Vă rog, vă rog, da, 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 vă rog, vă rog. Deci, noi am dezbătut, printre altele, și foarte interesant, că asta este elementul de bază, pregătirea noastră pentru a participa la un conflict sau pentru a ne apăra țara în anumite condiții. Am spus înainte, pregătirea populației, a teritoriului, exact, a economiei pentru apărare și statutul cadrelor militare se stabilesc prin legea organică. Problema însă este și de altă natură. Ele sunt stabilite. Noi suntem, așa cum a spus și domnul senator, da? Într-o zonă de conflict. Deci noi suntem, prin de-a lungul istoriei noastre, noi am fost între mari trei imperii. Suntem la graniță. Am încercat să facem de așa natură încât să supraviețuim. Da. Și am reușit să supraviețuim și să închegăm acest stat unitar național și suveran. Deci, în momentul de față, noi, spre deosebire de alte țări, avem un alt statut, și anume că fiind în această situație, în această zonă, am avea nevoie, să spunem așa, deci ca să pregătim oameni, de niște armament performant. Ori noi plătim de atâția ani 2%, da, cumpărăm armamentul care este vechi și depășit, da, uităm că avem acum, am ridicat un avion și un elicopter și au căzut amândouă. Pe timp de pace. Și la alte, în alte conjuncturi, dacă ați văzut, au venit acele avioane performante de la alții. Stai și te întreb, domne, România, care dă totuși niște bani, de ce nu este dotată cu el armamentul adecvat, ca să nu stau eu tot timpul să vină englezul și francezul să-mi facă supraveghere aeriană, ce noi n-avem oameni pregătiți? Avem, dar n-avem oameni, n-avem armamentul, n-avem avioanele care să fie performante. Păi, vorba aceea, la turci se pusese problema să le dea acele F-35, dar să și fabrice la ei F-35. Ei, asta e problema. La noi nimeni n-a ridicat problema. Dom'le, dacă îți cumpăr un anumit echipament, păi dăm și mie posibilitatea să pot după aceea să-l îmbunătățesc, să activez, pentru că asta am avut-o și înainte de 89 și am ajuns să facem niște lucruri. Armamentul totul nostru, care făcea, Kalashnikov-ul nostru totul era mai bun decât cel rusesc, da, așa mai departe. Nu numai de bani, stați un pic, mă scuzați, de bani, dar mai ales de modalitatea de a negocia în aceste tratate de dotare militară, pentru că se fac se fac contracte prin care noi cumpărăm produsul finit. Noi am militat și în plen și în comisii pentru contracte offset, ca o parte din contract de, da, finanțare, da, să fie realizat în România. Legea offset-ul a fost suspendată, da, știți bine. Cu tehnologiile de care dispunem noi pentru a ne tot dezvolta. Tot insistă domnul Horneț că să pună, domnule, iar în practică legea offset, să activă legea. Inclusiv colonelul Tobă, da, da, care, da, e deputat, Tobă, da, inclusiv, nu mai vorbesc de generalul Chelaru, da, și generalul Roman, că, da, suntem, da, da, singurul, da, partid, da, care avem doi generali, știu, și nu... nu general derizorii, pentru, exact, că acum armata română are mai mulți generali decât... Domnul Chiar a fost șeful marului stat major. Deci corvetele nu puteam să le facem la noi sau să facem o parte din ele la noi. Aici au fost noi, discuții. Deci, avem, da, două nave, și avem două nave care nu mai sunt... Știu, nave plutesc, dar nu au materialul, da, care le e necesar de armament. Mihai. Că discuția s-a încins și ca o paranteză, da, era bine să felicităm doamnele și domnișoarele de ziua aceasta, nu de 8 martie. Nu-i târziu nici acum, da, putem să le urăm și la final. Asta ca o pauză, bine mai târziu decât niciodată. Să, da, să nu uităm că sunt importante pentru noi și le așa vom este apăra. Așa este. Onoarea, cel puțin. Și bineînțeles că în această chestiune a unui posibil război, discutăm de un conflict până la urmă la nord de, și nord-est de România. Cei vizați sunt cei ca mine, generația mea, nu? Mesajul pe care trebuie să-l înțelegem cu toții cei prezenți astăzi în România și cei vizați este că armata, așa cum am mai spus și mai devreme, înseamnă disciplină. Nimeni nu trimite oameni pe front fără să fie pregătiți. Nimeni nu riscă integritatea fizică a unui soldat neinstruit și, bineînțeles, toate aceste etape care sunt importante în viața militarului, soldatului, dacă va fi cazul, le vom parcurge. Spuneam în pauză că, până la urmă, neamul ăsta românesc, neamul nostru, a existat până acum datorită dăruirii soldatului român, nu? A ostașilor, din vremuri vechi. Patriotismul. Pentru asta suntem să astăzi nu uita România, să atinge și subiectul legat de românii din, da,
Da, bineînțeles că e datoria unui bărbat să nu fugă, în primul rând. Cu toată duritatea situației, mamele vor plânge, nevestele la fel, iubitele la fel, copiii la fel. Cine are copii? Pentru cine are? Dar datoria mea ca bărbat, ca român, este să-i apăr și să-mi apăr țara până la urmă, dacă eu sunt aici. Spuneam că o situație delicată este cea a românilor din diaspora. Pentru că, într-adevăr, până să ajungem la această discuție, suntem totuși stat NATO. NATO, dacă nu va interveni, cum delirează domnul de la Budapesta, Victor Orban, că așa spune, așa ne încurajează între ghilimele pe toți, sau ne descurajează până la urmă, că nu va interveni NATO. Păi, dacă NATO nu va interveni în situația în care statul România va fi invadat de statul rus, evident, sau Rusia, ca să fiu corect, evident că dacă NATO, alianța, nu va interveni, NATO va dispărea, pentru că își încalcă statutul de funcționare. Nu va mai face lumea parte din NATO, nu va alte state. Este o aberație. În primul rând avem acum militari, NATO-România. Vine doamna Kamala Harris, nu înțeleg? Da. Vicepreședinte celui mai important stat de pe aceste planete. Nu e puțin lucru. Nu este puțin lucru. Sunt semnale că aceste lucruri care se petrec oferă o garanție cel puțin politică, dacă nu și diplomatică, și militară, deci pe toate cele trei paliere, a faptului că fiind stat partener NATO, făcând parte din alianță de fapt, stat membru, nu partener, scuze pentru eroare, evident că beneficiem în acest moment de această garanție. Ce se va întâmpla, vom vedea. Nu cred că Putin este atât de nebun să muște din un metru din teritoriul ăla. Va chinui probabil Republica Moldova. Dacă va ajunge acolo, dar părerea mea personală este că nici atât nu va permite, cel mult va angaja în dispută Transnistria. Statul acesta, pseudo-statul transnistrian. Cel mult va face acest lucru. Pentru că nici el nu este nebun delegat. Presupun că omul face bani la bursă acum, nu? Pentru că petrolul a explodat, gazul a explodat, își finanțează de undeva, își finanțează aceste pierderi, nu? Există calcule, clar. Sigur că da, are consilierii economici. Păi, din decembrie și până acum, fluctuațiile gazului natural pe bursă au fost până la 3,55, până la 6 dolari, bineînțeles. Și pierderile nu sunt numai ale lor. Nu, dar el face bani și în pierdere și în câștig, că mai nimeni nu se gândește, băi, ce-i cu ăsta? Bineînțeles că influențează. Nebun să fie și să nu facă lucrurile astea, pentru că are o mulțime de consilii și are o mulțime de bani omul ăsta la dispoziție. Păi scoate bani din bursă cât 5 războaie cu Ucraina. Conflicte, da. Că înțeleg că război, n-am verificat dacă e declarat sau nu. Spre reușirea mea. Că Duma de Stat n-a declarat din ce înțeleg. Dar de undeva tipul ăsta face bani, că e un tip inteligent până la urmă. Ce se întâmplă cu noi? Avem o problemă, în primul rând, în contemporanitate. Ultimii bani pe care îi face sunt cei pe care îi ia de la persoanele care au obținut bani prin mijloace ilicite. Deci se aplică legea 18 la ei acum. Ăsta învârte sute de milioane la bursă, vă spun eu, acum, cu bogătașii lui, cu tot. Ăsta râde de noi. Până la urmă, sacrifică, că pe el personal sau ca politician, mult timp nu o să-l coste chestia asta, că e suportat la bugetul de stat. Dar pierderile războiului, pierderile le finanțează el de undeva, că nu-i prost. Și atunci, noi avem o problemă, că avem noi o problemă, aparte de Putin, că era o vorbă în România. Dom'le, noi nu mai avem nevoie de dușmani. Ne omorâm între noi. Atât suntem de răi în momentul de față. Și atât suntem de dezbinați până și în diaspora, la mii de kilometri distanță de România. Asta e marea noastră problemă. Și problema este că nu avem politicieni care să ne unească. Că până la Putin noi avem niște probleme foarte bine de rezolvat, în sensul bun al cuvântului, da. Și pozitiv, clar, pentru că noi suferim de această dezbinare, noi venim pe ani de dictatură, faceți parte într-un partid de stânga, comunist. Nu vorbim în momentul... Dezbinarea n-a fost numai din perioada respectivă, e veche, Florin, da. Din Câmpina este din nou direct cu noi. Bună seara, din nou. Iertați-mă, bună seara. Da. Dom'le, mie îmi place să spun lucrurilor pe nume. Eu știu că suntem aliați cu NATO, suntem cu UE, dar hai să zicem lucrurilor pe nume. Cum ne apără NATO și UE? Păi noi am intrat în UE de când am intrat și NATO și am crezut că ne e mai bine. Îi răspund eu. Și da. Uite cum e starea asta până să vină... Da, domnul Aurelian Mihai vă va răspunde. Haideți să vă spun eu cum ne apără NATO, că nu a fost caz. Nu, lăsați-mă, nu m-a lăsat să spun ideea. Păi n-ați întrebat. Spuneți ideea, haideți. Păi lăsați-mă să spun ideea. Da, eu știu, ce vreau să zic,
Da? Și că e de nasoale și atunci fac, îmi tăiați macarona, dar lăsați-mă, vă rog frumos. Păi, da, s-a adresat o întrebare. Exact cum a spus că Victor Orban, că nu știu ce, că a zis el că nu ne apără, că... Păi cum ne-a apărat NATO până acum? Ne-a dat avioane de mâna a doua, ne-a dat tot felul de porcării de second hand, pe care noi le plătim de scudoarea poporului. Așa ne va apăra și Daci încolo. Și UE ce ne-a făcut? Păi, că ne-a dus în criza asta energetică, pentru că UE ne-a spus nu mai trebuie să folosim gaze, nu mai trebuie să folosim cărbuni. Închideți cărbunii. UE ne-a spus că peste un an nu mai ne încălzim nici cu cărbuni, că pot iei alte și variante. Varianta verde de energie și de nu știu ce. Deci ei, în loc să ne fie mai bine cu ei, am ajuns de ne e rău de tot. Și acum când ziceam și noi am adus la masa bogaților, nu, zice, stai, acum ai post și rugăciune, acum e austeritate. Când am ajuns și noi, întrebam, păi stați, domne, că nu știu ce că vrei. Nu, păi ce n-aveți economie? Dar cine ne-a distrus economia? Ei împreună cu cozile de topor după 90 ne-au distrus economia, au curat tot, au făcut jaf și acum vor să facă lege de stare de criză. Cine? Niște cine? Guvernul. Și niște bandici. Guvernul le face, nu bandici. Da, haideți să vă răspundă domnul... Aurelia Mihai, da. Am crezut că este doar o întrebare, dar dacă a dat o parte din răspuns, da. Eu fac răspunsul meu. Da. Până la urmă, până la urmă este diferită. E punctul de vedere al domnului Sigur. Florin. Cu tot respectul față de domnul Florin, în Câmpina l-am mai avut și în alte emisiuni pe telespectatorul nostru. Și atunci spun eu, cum ne apără Uniunea Europeană? Și NATO. Și NATO, evident, dar prima dată Uniunea Europeană. Uitați, domnul Florin, cum ne apără? În urma neputinței noastre și a lenii, pot să spun, și mi-asum, a cetățenilor, în primul rând, să ne corectăm politicienii, clasa politică și guvernele care s-au succedat vreme de peste 30 de ani de la Revoluție încoace, că e și vina noastră, nu doar atunci când ai unul care nu lucrează, care e absent, care nu face ce trebuie, mai e și vina ta că nu-l corectezi. Și că îl trimiți acolo unde nu trebuie. Prin vot, evident, în urma tot ceea ce s-a întâmplat rău din punct de vedere economic, social, politic, în România de 30 ceva de ani, UE asta, adică Uniunea Europeană, neapărat, da. Economic, pentru că mulțumim domnului Florin pentru intervenție. Ascultați în continuare răspunsul domnului Aurelia Mihai. Pentru că peste 20% din populația României a găsit acolo un loc de muncă, un cămin, acolo trăiesc sute de mii de copii, milioane de cetățeni români, iar banii pe care acești oameni, care se chinuie cu dorul de familie, de țară, an de an până la bătrânețe, UE asta, pentru că ne-a deschis această poartă, UE, ca să vă citesc, Uniunea Europeană, datorită Uniunii Europene, primim niște bani chiar și de la acești lucrători. Cu efortul lor, bineînțeles, cu acest efort, că nu multe state în această lume și în Europa beneficiază de acest flux, adică peste 20% din populația României. Avem această populație pentru că am fost incapabili aici în România să corectăm pe ăia care n-au muncit pentru interesul țării noastre și pentru astăzi ca să avem acele F-35, acele fabrici, cum spun colegii mei, că foarte bine spun că trebuia să avem așa ceva. E și vina noastră și cazul ne asumăm. Cum ne apără NATO? În niciun caz, cum spune individul ăsta la Budapesta. Revizionist, că e un revizionist, în opinia mea, Victor Orban. Ce face el pentru poporul lui, treaba lui. Dar este un revizionist. Acel om are doar păreri politice din punctul meu de vedere și dacă mâine i s-ar da ocazia, ar intra cu trupe în Transilvania și România, pe teritoriul nostru. Să sperăm că nu. Problema mea, a cetățean care contribuie și la NATO, nu este cu Orban, care vorbește ce vrea, până la urmă. Problema mea este cu acei oameni care ne conduc, pentru că până la urma urmei n-a fost nevoie de NATO ca să ne apere într-un conflict armat și, Doamne ferește, se întâmple de acum înainte. Scutul de la Deveselu. Corect. Puțini militari. Două secunde, domnul Neculai din Piatra Neamț. Bună seara. Am darul acesta să fiu întreb. Da. Bună seara. Bună seara, domnul Neculai. Da, domnul. Vă ascultăm. Păi dumneavoastră ne-a sunat. Aș vrea să-i răspund domnului din platou. Care domn? Acolo, mai coloră. Care părbește în direct? Da, vă mulțumesc. Ascult. Păi dumnealui spune de românii care sunt plecați în afară și trimit bani în țară. Da. Oamenii ei au plecat degeaba din țară. S-a distrus industria, s-a distrus tot. Și acum, unde să mai aibă locuri de muncă dacă nu se le-au păstrat? Da, vă rog. Domnul Neculai, ați terminat? Da. Întrebarea, spuneți-i.
Situația face să cunosc foarte mulți români din zona dumneavoastră. Sunteți Piatra Neamț, înțeleg? Din județul Neamț. Cunosc foarte mulți și am foarte buni amici. Ceea ce pot să vă spun, pentru că este o opinie generală în diaspora, evident, am și spus mai devreme, am dat o parte din acest răspuns, am oferit, este și vina noastră cetățenilor. Păi când am văzut că se distrug fabrici și uzine și așa mai departe, se distrug acele CAP-uri, cum erau fermele de stat, ce-am făcut noi? Da. Unde eram noi cetățenii? Eram pe altă planetă? Nu eram tot în România? N-am văzut că țara se distruge? N-am văzut că se fură? Ce-am făcut? Am stat și am urmărit cum un politician sau altul a furat, s-a îmbogățit și a dus familia unde a fost mai bine și a finanțat studiile pentru copiii pe care îi are să trăiască. Asta este situația. Iar noi nefericiți, ce-am făcut? Doar am comentat. E o vorba română. Stai cu coatele pe gar și bârfești. Nu faci altceva. Nu o să progresezi niciodată. Nu o să avansezi. Păi și vina noastră. Măcar acum, în ultimul ceas, să știm ce votăm. Și după ce am votat, să ne ducem pe acolo, pe la birourile parlamentare. Iertați-mă, domnul Dănescu, că sunteți aici să ne ducem. Vă aștept. Dar rolul nostru este să ne ducem acolo unde avem un primar, consilieri județeni, consilieri locali, parlamentari, deputați sau senatori și să întrebăm, nene, tanti, ce ați făcut pentru noi? Că v-am votat, că ne-ați cerut votul. Dar cum vă angajați în desfășurarea programului pe care l-ați promis în campania electorală? Că până la urmă de aia v-am votat, nu? Păi, sigur, că aici o parte din problemă o avem și noi. Dar nu ne place, poate. Era bine să fi spus acum la televizor să ne apărăm țara, să nu știu ce. Și de ce să ne ducem să luptăm noi pentru bogatul X sau bogatul Y? Nu, domnule, corect și partea logică acestei situații este să o vedem așa cum a parcurs toată istoria noastră. Clar că nu o să-mi convine nici mie să mă duc, dar eu, dacă m-aș duce într-un conflict să-mi apăr țara, pe mai am timp să mă gândesc. Eu trebuie să mă supun celui care este peste mine în armată. Asta e, îmi place sau nu, mă supun. Eu Aurelia Mihai, asta voi face. Asta e, nu vor 10 ani să zic, merg eu, mor eu pe front, Doamne ferește. Da. Dar asta este situația. Bărbații, pentru că suntem bărbați, își asumă. Nu există altă cale. Există un stat ai cărui cetățeni suntem, aici se află familiile noastre, avuția noastră, viitorul celor care vin după noi. Trebuie să facem față și să ne supunem. Domnul Constantin, mă bucură poziția colegului tânăr, pentru că așa trebuie să fie. La vârsta dânsului și noi eram tot așa, revoluționari. Adică abordam cu realism situația concretă și o alegam și de ceea ce a fost în trecut. Marea problemă este că cei care au bani, să știți că nu vor sta să lupte. Ei deja și-au făcut aranjamentele, se duc la Monaco, în alte țări. Nu e nicio problemă și de fiecare dată talpa țării rămâne să apere pământul și să apere generațiile care trăiesc în România și generațiile viitoare. Deci sunt convins că așa cum de-a lungul timpului am depășit niște momente dificile și de această dată le vom depăși. Problema este să înțelegem însă unde ne aflăm, ce probleme lipsesc și ce ar trebui făcut și să acționăm în această direcție, indiferent unde suntem și sub ce formă de culoare politică sau organizație și așa mai departe. Unitatea, cum spunea Moșii în roată, unirea face puterea și deci dacă noi românii ne vom uni, vom face lucruri deosebite în continuare. Da, domnul senator Dănescu. Apropo de prima aserțiune a domnului Aurelian, îl iert pentru că n-a făcut armata. Putem să discutăm mai târziu chestiunea asta pentru că implică o altă experiență de viață și dumneavoastră sunteți foarte volubil, dar lipsindu-vă acea experiență de viață, puteți să dansați foarte frumos pe o câmpie, dar acolo mai puteți intra pe arătură din greșeală. Vă întreb câteva secunde doar. Domnul Ilie din Mehedin. Doar câteva secunde? Da. Domnul Ilie, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara, să trăiți. Mi-a plăcut de domnul cu haina în carouri, cum îl cheamă. Aurelian Mihai. Da. Ceea ce a spus dânsul m-a impresionat. Da. Vreau ca dânsul să mai existe în țara asta. Păi există și trebuie mulțumesc. Să mai și candideze în 2024. Să sperăm că cineva o să-l revigoreze în un partid politic care să vrea și dânsul. Mulțumesc frumos. Eu de mult i-am zis. Mulțumim mult. Știți că mi-a plăcut. Mulțumim mult de tot. Mulțumim. Mulțumesc frumos, domnul senator Dănescu.
Apreciez aprecierea domnului care a intervenit, întrucât domnul Aurelian într-adevăr în caz de război ar fi un erou. Dar, Doamne ferește, dar, că eroii sunt morți! Dar în același timp aș și regreta pentru destinul nostru. A regretat și părinții și familia. Asta e problema, pentru că astăzi ceea ce are guvernul în vedere este total în dezacord cu dorința mamelor și părinților. Păi schimbați în Parlament. Ce se schimbă în Parlament? Nu au putere, domnul, sunt puțin. Depinde, dacă vrea, ar vrea, poate, arcul guvernamental să treacă în forma asta acest proiect de lege, ar fi păcat. Câte modificări a făcut până acum? Domnul Sultan, cu 10%. Știți cum se pune problema, cum pun oamenii ăștia din guvern acum problema? Stare de urgență. Facem de urgență, în 3 luni, că în 3 luni durează o pregătire minimă militară, facem de acum peste 3 luni ceea ce trebuia să facem acum 20 de ani. Nu te poți pregăti pentru un război după ce acest război a fost declanșat. Într-un război în care intri spunând mă pregătesc pe parcurs, este un război pierdut, mai mult decât pierdut. Este ceea ce face acest Zelenski. Cheamă oamenii cu piepturile goale în fața tancurilor. Degeaba spunea domnul din Italia că ăștia au fost pregătiți de specialiști americani. Din punct de vedere al unei experiențe militare minimale, eu vă spun că nu în se locul poate. Lui ce ați face când a ști situația și mai ales că se apropie trupele rusești? Zelenski este un personaj expirat și acum vede că e terminat și are aceste... Și totuși n-a plecat de acolo. N-a plecat. Americanii acum 2 săptămâni i-au solicitat să-l sustragă de acolo și să-l ducă într-un loc sigur. El nu a acceptat. Stați un pic. El este... era să spun ucrainean. El acolo e considerat un erou. Bine, știm ce este. Din părinți evrei. E treaba lui. Tot om este. Nu are legătură. Nu are legătură, evident. Nu. Este bine politică. Nu. Eu vreau să spun de gena ucraineană, de gena cazacilor, care merg la moarte fără să se gândească. Am înțeles. Și vitejia aceasta a poporului ucrainean este una genetică. Da. Păi își asumă moartea, își asumă riscul fără să stea pe gânduri. Dar... Vă dați seama că el ar fi plecat de acolo, cum ar fi... O clipă. Demobilizat. Dar asumarea aceasta, din punct de vedere rațional, nu este cu o finalitate. Ucraina nu poate să facă față forței armatei rusești. Problema se pune doar și el. Cât timp va rezista. Și în final se va ajunge la același lucru la care se putea ajunge fără atâtea sacrificii dacă oamenii ar fi oamenii, decidenții, dacă Zelenski s-ar fi trezit la timp. Însă, văd că nu s-a pus niciodată problema cauzală a conflictului. Problema începe mult înainte de anul în care ne aflăm, în 2008, da? La summitul NATO din capitala patriei noastre. Exact, spuneți ce a zis Putin, da. Putin, știți ce a spus. Da. Ucraina este o confecție formată din teritorii luate prin rapt de Uniunea Sovietică. Un stat creat artificial, așa este. Asta a spus. Prin teritorii luate de la Uniunea Sovietică. România. De fapt, Rusia. Rusia, Polonia, Ungaria și România. Exact. Noi. Poftiți? Și Slovacia. Da, noi trebuia să avem în vedere acest lucru, chiar dacă ni l-a amintit Putin, și să-l fim reiterat în mai multe situații Ucrainei. Pentru că Ucraina trebuie să recunoască, nu are experiență statală. Iar comportamentul acestui stat este ca atare. Comportamentul unui stat fără experiență statală. Da. Mai avem decât un minut și jumătate, 30 de secunde fiecare. Ce stat? Ce ar trebui să facă România? Ce stat îndrăznește? Vă rog.
în conformitate cu dreptul internațional, se interzică limba minorităților naționale. Da, ei prin Parlamentul... Stați un pic, că vorbim de Ucraina, de mult da, timp. Da, știu. Da, e o realitate anul trecut, printr-o lege adoptată guvernul de nostru a tăcut ca naționale. porumb în cucuz. Nu, o să facem un altă dată. Da, numai pe această temă. Acum, pentru că nu mai avem decât foarte puțin. Ce ar trebui să facă România? Neutralitate sau nu? Deci mai 15 secunde fiecare. Am spus că mai mult decât neutralitate, neimplicare. Domnul, neimplicare totală. Domnul președinte, noi am promovat de mult și promovăm în continuare ideea de neutralitate și desigur implicarea face parte din neutralitate. Deci ca atare le includem pe amândouă. Domnul William Mihai. Ce pot să spun decât încă o dată la mulți ani doamnelor și domnișoarelor și bărbaților la ordin. Asta deci, este meseria noastră. Da. Mulțumim mult pentru prezența în emisiune. Mulțumim telespectatorilor care ne-au urmărit. Mâine seară ne revedem la aceeași oră, numai bine. Ați încheiat diplomatic. Felicitări. Mulțumesc.